Doamna, geanta, hai, dă-mi coa. Oh my god, ce se întâmplă? E, ce să se întâmple? Ți-au puțin nața să o lustrez, că e foarte murdară. Ce să fac? Ești refriez? Ia, ia-o, fă ce vrei, mai nu fă nimic, mi-e frică. Alo, alo, ce-i asta, mă? Ce anume? Geanta, ce-i asta? Ce-i cu ea? Păi îmi poți să spune că e geanta de 7000 de euro, e clar ieftinătura asta. Jesus, ce cringe ești, ce poze, nu înțeleg. Păi nu ești tu, mă, Mirela Scumpica de pe Instagram și TikTok? Aaa... Da. Păi și n-ai pus tu poze cu gentuța asta, că e 7000 de euro lui Louis Vuitton, ultima fiță? Unde vrea cu ultima fiță, mă? Că e 28 de lei, am văzut eu în bazar. Și ce căcat e asta, mă, că ai spus că ai 10.000 de euro în ea, că ai carduri, bijuterii? Ia uite cum sună. Dacă o lăsăm un curaci în sus, ai 4 lei și ăștia monede toate. Bă, dar ți nu te duci așa să umbli săracă pe stradă? Jesus, trebuie să înțelegi că banii nu sunt totul. Normal că nu înseamnă totul, mai ales că nu ai, înseamnă nimic, pentru că n-ai nimic de aia. Păi dacă ești așa de falită, cum îți permiți, mă, să pui poze cu Dubai și Maldive și unde mai pui tu poze, a? Gen, sunt Photoshop? Ei, măcar ai laptop și Photoshop. Nici de ăla n-am, mi le editează cineva. Ei, măcar ai bani să-l plătești? Am barter. Barter? Da. Și ăla? Eu îi fac reclamă pe pagina mea, iar el îmi oferă un produs sau mă plătește. A, și îți photoshopează tot, și picioare, și fund, și țin, da, tot. Ei, doar unde este necesar. Adică peste tot. A, poftim? Bă, nu te supăra pe mine, dar la ce poze pui acolo cu craci, țin, buze, toate alea, și aici când te văd palidă și nemachiată, te zici că ești bătută. Nu te supăra pe mine, dar la cum arăți tu? Nu pare că faci reclamă la Fonditent, pare că faci reclamă la Chernobyl? Da, dar știi și tu că nimic nu este gratis și machiajul ăla costă. Păi nu-l primeai meu moc? Dacă primesc, îți dai seama că nu le folosesc, eu doar le recomand altora să le cumpere. Eu nu le folosesc niciodată, dar ce vrei, ca în fața mea să ajungă ca curul bote? Adică, ciurit? No way! Păi și pozele alea pe care le pui tot timpul diferite, cu haine super scumpi, cu new, hashtag new outfit, hashtag my life, hashtag blessed, hashtag luxury. Jesus, alea sunt făcute la cabina de probă, din diferite unghiuri, ca să mă avantajeze. Chiar acum mă duceam spre magazin să probez câteva hashtag blessed, hashtag my day, hashtag new outfit. Deci, bani în poșetă nu, mai Dubai nu, haine nu. Păi tu din ce trăiești, mă? Ce să trăiesc? Gen, din inerție? Nu vreau să zic că n-am bani, dar când ajung în parc, porumbeii mi-aruncă cu pâine în mine, înțelegi? Și cum sunt eu? Sunt ca România. În poze arăt super, dar în realitate sunt săracă și neîntreținută. Asta e adevărul. Of, să mor eu. Hai că n-ar trebui să fac asta, Dana. Uite, ia de aici 1 milion. Nu-mi mulțumi, dacă vrei poți să-mi dai tag pe story. Oh my god, te super menționez în super postare. Marcel mă numesc, vezi acolo. Dacă nu, nu. Bye! Bye! Yes! Yes! Încă unul cu care am făcut barter azi. Yes! Hello, guys! Haideți să vă povestesc noutățile. Bă, să mor eu dacă mai încerc să mai jefuiesc vreodată Instagram, măriță. Păi 7 am încercat săptămâna asta, o să jefuiesc, 7 milioane am ieșit pe minus. Păi îmi bag picioarele, mă întorc la politicieni, că măcar aia atac și fac. Pentru ei, da, da, și pentru mine. Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că vă plăcut, mulțumim! Și desigur, intrați pe site-ul nostru și cumpărați mărciul cu stuchite armățele și toate cele, pentru că super mișto tricourile, am băgat alte modele. Modele, stuchite armățele de frumos, de frumoasă, de chiparoasă, de ce vreți voi, de superbă, așa că nu uitați să vă luați tricouri dacă vă place. Vă mulțumim pentru tot!